Da, sper și eu. Salutare încă o dată, Doina, doamnelor și domnilor. Sper că mă auziți, mă vedeți. Eu am început precedenta noastră intervenție în direct să vă spun că în această perioadă noi ținem foarte mult să pregătim băuturi tradiționale și aici mă refer mai exact la izvarul nostru tradițional pe care suntem obișnuiți să-l facem. În această seară alături de mine este doamna Galina Pălitu, cea care o să ne divulge din secretele preparării. Bună seara, doamna Galina, și mulțumesc pentru că ați venit în această seară. Bună seara, Daniela, cu mult drag și cu multă plăcere. Da, acum suntem în sezonul rece, care pregătim băuturi calde. Și astăzi cu tine am pregătit o băutură caldă. În popor se spune izvar, vin fiert, dacă atare el este vin încălzit, fiindcă străbunii noștri spuneau și făceau vin încălzit, fiindcă se încălzește, se pune la foc, se încălzește la 70 de grade, se adaugă mirodenile, se astupă, se lasă 40 de minute și pe urmă îl servim. Deci noi nu fierbem vinul, noi doar îl încălzim. Că îi distrugem toate componentele, pe care le are. Da, pe care le are. Și înțeles. Acum, dacă începem la... Da, haideți mai întâi de toate să spunem ce avem nevoie. Da, ce ingrediente avem noi pentru un izvar clasic. Astăzi un izvar clasic și am să-ți arăt rețeta, aroma copilăriei mele, care era în casă la noi. Așa, vă rog. Nu știu, cu gutui. Ah, ok, da. Bun. Trei într-un vin încălzit. Trebuie să mențină trei arome, nu mai mult de trei arome. Pentru mai stricăm gustul și nu mai înțelegem, și nu mai înțelegem ce este. Uh-huh. Avem nevoie de vin. Vinul să fie de casă, curat, fără zahăr, să fie roșu. Apoi, dar noi deja am pus vinul nostru l-am încălzit cu 4 boabe de pipieri. Aha, negru. Avem pipierni aici. Boabe. Da. Apoi la sfârșit am adăugat pierul măcinat. Da. Uh-huh. Am pus vinul la încălzit. Da. Când o să încălzească la temperatura care nouă îmi trebuiește, să începe a-și arăta spuma și ridica spuma, a să adăugăm 3-4 linguri de miere de albini. Da. Fiindcă străbunii noștri încălzeau vinul cu miere de albini. Da. Era și mai bun, ca un fel de leacă. Mai sănătos. Mai sănătos, da. Da. Acum și... Dar noi asta vorbim, mă scuzează, noi asta vorbim despre un litru de vin aici, aproximativ avem. Da, un litru de vin. Uh-huh. La un litru de vin, 3-4 boabe pipieri măcinat. Da. O linguriță, boabe. Da. O linguriță pipieri măcinat, 3 linguri, 4 de miere de albini și vă două filii de gutuie. Galbenă gutuie de pe fereastră. Da. Da, asta a fost aroma copilăriei. Eu cu așa aromă era prin casă la noi, mai ales acum, înainte, și aroma Crăciunului. Așa înainte este. De sărbătorile așa de Crăciun. Este. Dar aici ce avem? Acum s-au mai modernizat, fiindcă vedeți că noi spunem și izvar, și vin fier, știu ce e aici. Se mai modernizează rețetele și diferent de care și cum dorește, adaugă mirodenii. De exemplu, cu coajă sau cu portocale, cu coajă de lămâie, cu nucușoară. Uh-huh. Nucușoara e asta, mâșcată, nucușoară, cu piperii nebahar. E bahar. Da, e bahar. Aha, e bahar. Cu scurtșoare, cu cuișoare. Numai încă trebuie să mai mențin încă o dată, nu trebuie să savurăm cu multe ingrediente, să multe mirodenii, fiindcă distrugem tot gustul și toate aromele. Dar eu vroiam să vă întreb, ieri când vorbeam cu dumneavoastră despre această rețetă pe care ne-o propunem să o facem astăzi, ziceam să adăugăm care cu portocală, care cu măr, care scurțișoară, și dumneavoastră zicea, ăsta deja nu este izvar. Da, acesta este Glintwein, de fapt. Da, vine de undeva din Spania. Uh-huh. Da, vedeți că aproape fiecare țară are specificul lor de a prepara. Și denumirea lor. La noi l-au numit izvar. Eu nu știu, cuvântul lista
vine, cred că, de undeva din altă regiune, da, am înțeles. Da, așa străbuniei și strămoșii noștri le spuneau vin încălzit, fiindcă ei se duceau, lucrau iarna pe deal, da, la tăiet lemne, poate la lucru pe deal, și luau vinul, puneau la foc acolo, rupeau niște vreascuri sau niște lemne, puneau și încălzeau. N-al fierbeau, dar îl încălzeau. Și îi adăugau și trebuie, dar eu chiar și acasă vedem părinții mei când de acasă. Iarna puneau pe plita care deja focul aproape era stâns, era plita încălzit, puneau vinul, el nu mai se ridica spuma, adăuga ingredientele și savura cu plăcere, dar aroma de gutuie. Da, gutuiele în general, mai ales în perioada asta, au un simbol aparte. Deci, noi, cum ziceam ceva mai devreme, noi vinul deja l-am pus la încălzit, el un pic deja își arată caracterul și avem puțină spumă. Care sunt primii pași? Ce facem mai întâi? Primii pași, când punem vinul la încălzit, adăugăm 3-4 boabe de pipier. Boabe de pipier, da. Da, bun. Îl lăsăm să încălzește la temperatura potrivită, putem să-i punem capac, putem să nu îl punem, îl dăm un pic mai tare, să-l grăbim mai bine, să-i se ridice spuma, mai multă spumă avem nevoie. Să vadă și cei de acasă. Da. Dacă vrem să-i scoatem tăria, putem să-i dăm foc și să arde. Da, uitați-vă, eu am chibrituri acasă. Haideți să încercăm, ele sunt undeva pe acolo. Noi trebuie să mai așteptăm un pic. Da, trebuie să mai așteptăm un pic. Eu sunt curioasă, eu sper că o să ne reușească. Sper și eu. Așa. Așteptăm câteva minute până spuma cumva și se ridică și până are loc acest efect. După care ce o să adăugăm? După care să adăugăm gutuia. Așa. Și la sfârșit adăugăm pipierul macinat, apoi mierea de albini, stângem focul, punem capacul, îl lăsăm pe 30-40 de minute, el să răcorească la... Noi nu o să bem fierbinte să ne opărim. La temperatura potrivită de 30-40 de grade, și savurăm cu plăcere. În cazul în care nu avem miere de albin, avem zahăr. Da. Aceeași proporții, da? Da, e mai sănătos și mai bun cu miere de albin. Da, și vinul să fie curat și negru. Mulți, de exemplu, acasă, părinții mei iubesc izvarul să fie mai pipărat, să nu fie dulce. Și pun mai mult pipier. În cazul în care ne dorim să fie mai pipărat, adăugăm și din start mai multe boabe? Sau deja pur și simplu... Boabele noi le-am adăugat să-și scoată aroma asta de pipier, da. Apoi, dacă vrem mai iute, mă rog, adăugăm mai mult macinat. Eu am avut o... Când eram copil, cineva m-a servit o experiență, da, cineva m-a servit, era jumate de pahar de pipier și un pic de vin și de atunci... Nu, exagerez. Haideți să punem gutuiile. Da, să vedem, hai să vedem experimentul nostru. Dacă se aprinde, da, atunci el trebuie să fiarbă un pic, să încălzească un pic mai puțin. Da. Un pic, parcă vrea. Are nevoie de mai mult. Da, are nevoie un pic mai mult de... Ei, lăsați-l, nu chinuim. Hai să punem gutuia. Gutuia. Așa, deci punem câteva felii de... Da. Vă ajut și că nu vă supărați, să-i pun și pe ăștia mai mășcățiele. Așa. El cu cât mai mult, cu cât mai bine. Mi-a foarte mult îmi plac. Da. Așa. Și trebuie să le lăsăm sau punem deodată? Punem tot? Deodată. Punem și pipier. Și miere? Da. Hai să adaugă 3 linguri de miere, fiindcă noi aici n-am pus. Așa. Chiar 1 litru de vin. Da. Și după asta mestecăm și așteptăm? Da, mestecăm. Și așa, că eu aici am pus. Bine, vezi, el începe, parcă începe a fierbe. Noi mestecăm, îl stângem și punem capacul. Așa, eu vă mulțumesc tare mult pentru că v-ați împărtășit cu informația aceasta. Cu mult drag. Important să-l consumăm moderat. Da. Deci asta este foarte important. El e un medicament, așa spun și medicii, numai dar, că... în cantități moderate nu ne justificăm că asta e un medicament. Deci îl opresc. Da, oprește-l. Așa, am oprit. Așa, este. Da. Mulțumesc tare mult, doamna Galerie. Cu mult drag.
Da, mersi tare mult. Doina, dragi telespectatori, în casă, în apartament, deja este așa o, deja este o aromă fantastică. Vă invit și pe voi în vizită, după ce se încheie ediția de, din această seară. Vă invit să savurați din izvarul pe care l-am pregătit. De fapt, doamna Galina l-a pregătit, să spunem lucrurile pe nume. Mersi tare mult. Mulțumim, Daniela. Tu nu promite, nu, cum să zic, nu te da așa foarte, foarte mare cu invitațiile, că te trezești după emisiune cu jumătate din echipa noastră la ușa ta. Vezi că venim după emisiune. Mulțumim tare mult! Mare drag!